capito, gran difensore de urso, de urso albo. Că ce faci, mă? Te-ai îngrășat, îți merge bine. Apropie-te. Mă, Romică, voi în afară de fluierat mai știți și altceva? Mă gândesc la o treabă mai serioasă, așa, bine plătită. Oh, ce nu face omul pentru un ban? Atunci pleci la Iași. Te duci la circul lui Pincu și fur ursul. Ursul? Da, cu cușcă, cu tot. Și-l aduci încoa. Cu trenul? Cu trenul. Așa o mare bucurie mi-ați făcut. De când trăia doamna Lizet, n-a mai fost atâta lume aici. Atunci când a ars tot, scrum s-a făcut tot. A? Dar nu m-am lăsat, că doar nu eram prost să las bunătate de vad comercial. Am refăcut totul așa cum a fost. Nici nu se cunoaște. Uitați-vă, nici nu se cunoaște. O să fie succes, mare succes. Ce încheiem cu valsul? Valsul. Joe, du-te la Fran, vezi să nu se întâmple ceva. Mai bine spune tata să renunțe la prostia asta. Nu-i spun nimic. Nu mă duc. Nu-i spun nimic. Du-te, Fanny, cine crezi tu că se gândește să facă vreun rău? Tu n-ai văzut cum l-a primit. Te rog să te duci, vin eu și te înlocuiesc. Hai, te rog, du-te. Eu! Și mare te-ai făcut! Așa era Fanny. Hai, ce faceți? Mulțumesc! Da. Și frumoasă! Poftiți, poftiți! Taci! Ce, ce? Sărbuna! Și noi! Hai! Nu
Geo! Băieți, uitați-l pe Geo! Fane! Geo, ce faci, băieți? Unde-i mai bun? Vă rog, nu se poate acum. Am puțină treabă, vă rog. Hai, Geo, cu noi. Acum nu pot. Uite, vă rog, nu pot. Am pus am grijă de Fane. Nu pot, nu pot să stau acum. Vă rog, după spectacol. Am treabă. Mamă, îți va pașa minute. Hai. Bună seara. Bună seara. Bună seara, Maria. Bună seara. Poftiți. Poftiți. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Căutați pe cineva? Nu, ești liber. Unde e? Acum. Opa, așa. Bine, vă răspuns, lansă-mă! Nu, mă, nu mi-a răspuns! La revedere, Geo! La revedere! Succes! Mersi, la revedere! La revedere! Fram! Fram! Ți-e rău? Lasă-mă că mă doare cap. Cum adică te doare cap? Eu din ce hal arăți? Eu din ce hal arăți? Te creșu dacă a dispărut Fram. Ce-a făcut, mă? Cum a dispărut? A ieșit din cușcă? Ce-a făcut? A dispărut cu tot cușcă. Ești nebun. Ești nebun. Tu unde erai, mă? Auzi că a dispărut Fram cu cușcă, cu tot. Tu unde erai? Unde erai, mă? Unde era? Cine l-a luat? Unde te-am trimis eu? Cum a dispărut Fram? Cum a dispărut Fram? Bate jos de noi. Cum a dispărut? Apă! Apă! Puțină apă! Cum a dispărut, Fram? Cum a dispărut? Nu știu, a dispărut. Cum a dispărut? Poftiți, poftiți! Bună seara, bună seara, poftiți, vă rog! O nenorocire! Vreau să spun ceva, a dispărut Fram. Cum se poate? Da, poftiți! Poftiți, nici o greșă. Să vă mai rog ceva. Ce-a spus? Nu știe nimic. Îmi ocup locul și dacă e ceva. Ce bine, așa frumos! Ce faci? Bună seara. L-ai lăsat singur pe Fram, mă, să-ți intre bine în cap. Fără Fram ești nimeni, mă. Du-te acum singur în arenă și spune-le oamenilor, l-am pierdut pe Fram. Uitați-vă la mine ce cap sec sunt. Intru și gata, ce o să mă omoare?
Ce faci tu, mă? După ce am plătit ca să mă aduc un salv! Du-te, du-te și ai să vezi ce ai să păsești! Sunt niște fiare, au să-ți crape capul! Și asta ai meritat ca să văd și eu ce târâți ai în capul ăla! Băi, nenorocit! Hai mai repede, chi-i târziu! Cine e? Hai, ce zici și împingeți! Hai, merge, merge! Hai, hiți, hiți! Stimați ieșeni, bună seara! Am așa o mare bucurie că eu, negustor cinstit, pot să mă laud în fața domniilor voastre că am reușit să aduc celebra trupă Barcelonii cu ursul Fram! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Este așa de alb că nici nu vine să cred că este viu! Măcar îl vedeam la față, știe pe cine să caut, așa? Oțul cu un păcat, păgubașul cu nouă. Oțul a plecat, dar eu bănuiesc tot orașul, tot Ghegenii, pe tot ce bănuiesc. Da, și la asta s-a auzit. Da, pe mine. We'll be right back.
trăi, domnule. Cum să facem, Vida? Măcar la spectacol să fiu și eu fericit. Bărbatul ăsta al meu e mereu preocupat. Ce fel de primar ești dumneata dacă ți se fură un urs? Primarul răspunde de poliție, bre, nu de hoț. Mi-ar place să văd un hoț adevărat. Un haiduc. Oh, să-ți intre în casă? Dacă nu se poate altfel. Oh! Ah! Cine a venit astăzi seara la cin este de două ori câștigat. O dată pe care vede spectacolul. A doua oară, pentru că-și va ghici norocul. Papagalul Pitti vă face pe toți fericiți! Pentru prima oară, Pitti ghicește pe românește! Papagalul Pitti vorbește românește! Bravo! Avem aici bilete cu numărul locurilor dumneavoastră. Posesorul biletului tras de Pitti va primi un dar. Trage, Pitti! Piki. A tras numărul 13. Extraordinar! 13! Ce plăcere! Dulce trage. Mai nenorocit. A tras numărul 127! Ce păcat că nu stau eu pe 127! Eu! Ai câștigat, Amalia! O invitație la circul nostru pentru anul 2000! Și dumneata, domnul mică, mai fur om o găină sau un cal, că-l încale și-o întins, dar un urs, domnule. Mamă, șefule, parcă ar fi 10 pietre de boară și o locomotivă. Gura! Așa să câștigă banul. Voi nu vedeți că a crescut o să zapă, voi? Șefule, asta nu e meserie pentru noi. Noi suntem buni pentru alte... pentru alte... ce? Uite, ce gău, ce? Ne. Nu suntem noi. Așa, fugiți! A tras biletul numărul 333! 333! Ha ha ha!
hai pe aici, hai pe aici. Hai că vine, hai că vine. Uite, 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 uite. Ce face? Repede, repede. Face. Poți! Ia-te-l! Poți! Ajutor! Poți! Ajutor! Ia-te, Udolu, ce ne facem? Uite aici, Igor, vine acolo. Așa, așa, ia, 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 copii, stați, stați cu mici, copii, stați cu mici, va să vii ursul imediat! Nu se mai poate! Intrați! Intrați în arenă! Nu se mai poate! Hai, intrați! Teofani! Hai, Teofani! Circul o poveste de demult. Azi vine circul cu povestea unui urs. Azi vine circul cu o poveste minunată. Azi vine circul cum a fost cândva odată. S-a întâmplat urmele și fric la polul nord, la polul nord. Cam tremura un vânăt adresit la polul nord, la polul nord. Mereu. Mic ursul mamei părăsise cuibul său. Când vara polară peste toate răsări, ursul alb se rătăci. S-a întâmplat că s-au nimic la polul lor, la polul lor. Ursul cel mic și-un vânător vestit la polul nord, la pol. Ra-la-la-la. Eu, titina prinț, care? Așerul care o pleca? Știi tu cine? Cine? E tata-n dudocul Fanii. Bravo! Bravo! Este ursul din povestea de demult. Eu, vânătorul care atunci s-a temut. Oh, iar falsul nostru vrea să spună tuturor că omul și fiara se împacă uneori. Iar adevărat, crede-mă, milor! La polul nord, la polul nord, a fost odată dintr-un mic fior, la polul nord, la polul nord. Uitați-vă la ei! O, banditii! Să bătiți așa o mare rușie! Afară! 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 Începe! Băi,
aici? Ce-a făcut? Ce-a făcut? La poartă. Te mai spun ce. Astă seară, în orașul nostru, în ieșul nostru drag, avem prilejul să aplaudăm celebra trupă de artiști, familia Marcelloni! Vals, Fram, vals! Vals! Și succes? Auzi, ce rușine să pățesc, să fure ursul! Te duci întâi la primărie. Da. Pe urmă te duci și o cauți pe domnișoara Fanny. Așa fac străiți. Neapărat. Așa fac străiți. Ai aflat? O glumă stupidă. Unde poate duce o glumă stupidă? Am vrut să-i arăt lui Marcelloni că un urs nu e totul. Ce prostie! Tu? Bietul de tine. Tot mai vrei să adun toți circari într-o trupă unică. Nu se poate. Artiștii sunt ca păsările. Trebuie să zboare. Nu se pot așeza într-un loc. Într-un cuib. Numai pentru un anotimp. Și apoi, pleacă. Pleacă, pleacă mai departe. Și eu am să plec. Susu,
călătorit mult și n-am văzut nimic. Numai fețe. Fețe. Fețe în întuneric. Vreau să văd. Vreau să văd cu ochii mei. Cum spunea Fanny. Dragul meu. Nu știu. Nu știu ce am, nu știu. Nu știu ce vorbesc. Nu-mi place când... când mor oameni pe care-i cunosc. Mi-e frică. Părerea de rău nu repară. Știi când a fost prima oară la Petersburg? Mm-hmm. După spectacol noi mergem la cărciumeara aceea de pe Neva. Mai ții minte unde l-am găsit pe Fram? Ce tare m-am supărat atunci pe tata. N-am să-mi iert asta. Băuse și el o vodcă. Mare lucru. Nimic nu înțelegeam. Nu știu ce dracu era în capul meu. Hai, îmbracă-te. Asta este o vedere de la Budapesta. Ba, de la Carlsbad. Da. În fiecare săptămână primesc câte ceva de la ei.
Dumșoara Fane scrie și Geo îi scălește. Câteodată îi scălește și August, da. Acum aștept ceva de la Petersburg. Erau cam neliniștiți din cauza lui Fram, dar Geo zice că la nord o să simte mai bine. Am rămas numai noi doi. Și Fram? Ce-o fi avut atunci la București? Nu știu. Vreo presimțire. Tu știi că după ce am plecat ne-a fost cu tremur? Se spune că animalele inteligente presimt cataclismele. Eu ce fel de animal sunt? Tu? De ce? Presimt că m-am îndrăgostit. Formidabil. De cine? Dacă nu ghicești, nu spun. Hai, spune. Nu spun. Noapte bună. Semne de neliniște, trebuia să mai așteptăm puțin. Domnul Gaetano trebuia să mai aștepte puțin. Uite, nici măcar n-am despachetat. Fanny, nu mai transmite emoțiile tale. Eu le transmit lui Fram și după aia nu mai este nimic. Fanny, Geo, în arenă! Haide, Fram, te rog. Hai, Fram. Hai, Fram. Fram, Fram, Fram. Vino încoace. Hai, Fram, Fram. Fram, hai, Fram. Hai, Fram. Fram. Nu, nu, Fram. Nu,
Cam! Hai, Cam! Hai! Hai! Attento, Fani. Fran nervoso. Che sto urso. Una volta. Tutto a mangiare. Mangiare, Fani. Vals. Vals, Fran. Vai, Fran, vals. Vals, vals, vals. Nu pricep de ce sunt primiți la Petersburg cu asemenea naivități. Înșelat. Fram e răspunsul la întrebarea ce mai faci? Fram e apelul către tine și celalți. Eu, vânătorul, care atunci s-a temut. Iar valsul nostru vrea să spună tuturor că omul și fiara se împacă uneori. E adevărat, crede-mă, milor! La polul nord, la polul nord.